Hai, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să facem un vlog un pic mai interesant, să zicem așa, pentru că vreau să fac o schimbare. Poate unii ați văzut pe TikTok, pe Instagram. O să vând acest BMW 36 pentru că vreau să fac o mică schimbare și anume vreau să investesc bani în altceva și o să începem să vorbim puțin și despre zona asta investițională din când în când pe canal. Pentru cine e interesat, eu vreau să investesc mare parte din suma pe care o să o primesc pe mașină, vreau să investesc în Bitcoin și probabil o să diversific și în alte proiecte cripto. Sunt deja de ceva timp în piața asta și pentru mine face sens mult mai mult să investesc în momentul ăsta, de exemplu, 600 de euro cât o să iau pe mașină și peste, nu știu, 2 ani, de exemplu, când o să vină bull market-ul, să-mi permit să vă arăt și vouă o mașină mult mai interesantă, de exemplu, un E36 Cabrio, să zicem. Ok, până ce se va întâmpla chestia asta, astăzi e ultimul videoclip cu E36-le. O să vă fac acum o prezentare a mașinii, cum se vinde, care e prețul, discutăm tot ce e de discutat și apoi încheiem videoclipul cu încă o veste. Dar rămâneți până la final și să aflați. După cum știți, este vorba despre un 316i. Eu când am cumpărat mașina avea alt interior și anume alte scaune. Avem scaunele Recaro care vor veni la pachet cu mașina în momentul în care se va vinde. Am cumpărat pragurile pentru a fi schimbate. Avem ambele praguri în spate, portbagaj. Avem și segmentele pentru aripile spate și niște cabluri. Ok, mașina are defecte estetice. Rugina se vede că are și rugina. Uite, vă arăt și acum să vedeți exact câtă rugina are. Se vede foarte clar că pragurile sunt varză și pentru 100% transparență. Avem dată jos și mocheta să se vadă efectiv tot ce are mașina. Adică cine va cumpăra această mașină va înțelege din prima zi, să zicem, când o vede, că la mașina este de lucru. Dar din punctul meu de vedere e o mașină care merită făcută. Dacă ar fi fost să nu fie în momentul ăsta situația asta gen pentru mine, adică să nu îmi permit în momentul ăsta să investesc bani în asta și să am în cap altceva, adică partea de investiții, mașina ar fi fost ținută, ar fi fost făcută, asta și fost ideea, pentru asta am luat-o, doar că până la urmă e vorba despre a face ceea ce dorești și eu simt că asta trebuie să fac, o să fac asta, în continuare o să vedeți și schimbări pe canal și am spus că vă spun și prețul mașinii. Prețul mașinii este de 3500 de lei negociabil. Ideea e că am mai primit oferte de 3000 de lei și sincer să fiu, sunt mulțumit și dacă o dau cu banii ăștia, pentru că mie mașina oricum îmi stă în 2700-2800 de lei, ceva de genul. Avem ulei nou, totul e schimbat, se vede în videoclipul dinainte. Haideți să vă mai arăt atât și motorul. Deci din punctul meu de vedere, în mașina asta, pe lângă rugină, deci ăsta e motorul 1.6 pe curea, bateria care nu mai are curent, probabil nici nu mai ține curent bateria asta, deci o să trebuiască o baterie nouă. Senzorul de temperatură e nou, dar la ultima pornire nu și-a făcut treaba, deci posibil să fie defect de fabrică. Oricum ar fi, mașina se vinde exact așa cum se vede, nu vreau să mai investesc bani în ea. Îmi pare rău pentru cei care așteptau să vadă un proiect frumos din această mașină, dar nu o să rămânem așa, o să apară lucruri noi. Încă avem E39-le, E39-le rămâne în continuare la noi, mai facem un alt, o să urmeze să-i facem schimbul de ulei și până atunci, dacă sunteți interesați de mașină, puteți să-mi lăsați în comentarii. Deja am două persoane care o să vină după ea
vedem dacă se și confirmă faptul că va fi vândută. Și vă spuneam la început că mai am încă o veste pentru voi și practic pentru mine în primul rând. Vorbeam despre faptul că am o veste pentru voi. Pe canalul ăsta de YouTube o să încercăm să aducem cât mai multă informație despre lucruri și din zona auto și din partea de investiții. O să încep să fac și sală, deci o să mai facem probabil câteva videoclipuri și de la sală. Deci cumva ușor o să îndreptăm canalul înspre un canal educativ, să zicem, pe mai multe planuri. Adică nu o să vă dau sfaturi de investiții și așa, pentru că nu e cazul, dar lucrurile pe care o să le fac o să vi le prezint și vouă, cu mașinile la fel, și vedem în ce direcție mergem, dacă ne înțelegem sau nu. Cam asta a fost și vlogul de astăzi, un vlog destul de scurt, mai degrabă un vlog informativ. Vedem ce se va întâmpla, eu sper că o să iese bine totuși până la urmă direcția în care vreau să merg. Oricum o să vă țin la curent și vedem. Până atunci ne auzim în vlogul următor. Vă salut pe toți!